Anul acesta, zilele Comunei Berchișești au fost dedicate împlinirii a 550 de ani de la prima atestare documentară. Ziua Comunei Berchișești, atestarea documentară a Comunei, 550 de ani de la, conform datelor pe care noi le avem oficiale. Din alte informații știu că comuna ar fi cu 200-250 de ani mai veche decât datele pe care noi le avem. Este o festivitate care s-a desfășurat pe parcursul a două zile. Prima zi a fost o întoarcere în timp a noastră cu ajutorul unor expoziții de fotografii și costume populare pe care le-am expus în sala mare a Centrului de Artă și Cultură Berchișești, cu ajutorul copiilor care au interpretat doi nevechi, care ne-au adus aminte de istoria grea a Berchișeștiului, și cu expoziția muzeală pe care noi am pregătit-o, folosindu-ne de obiectele pe care le-am cules și lucrurile pe care le-am strâns de la femeile gospodinei din Berchișești. A fost un moment extraordinar, am trăit cu emoție, m-am bucurat că m-am născut în Berchișești și sunt cetățean acestei comune. Astăzi am continuat cu un program artistic diversificat, unde am invitat artiști de mare valoare ai Sucevei și nu numai. Și îmi doresc ca toată lumea să se simtă bine, să fie un moment unic pentru toți. Și cu această ocazie aș vrea să urez la mulți ani tuturor locuitorilor Berchișeștiului, să urez la mulți ani întregii comune și de ce nu tuturor sucevenilor și românilor. În același context au fost sărbătoriți și cei 18 ani de la reînființarea comunei. Cu această ocazie s-a organizat un spectacol deosebit prezentat de Adriana Bahmuțeanu. Nănașul nostru de cununie este din Berchișești, e un gospodar foarte de treabă, domnul Mitică Grămadă, lucrează și la primărie și am venit din partea dânsului ca să participăm la acest frumos eveniment, pentru că, să vă spun sincer, o admir foarte mult pe doamna primar și eu susțin femeile în politică. Doamna primar, din punctul ăsta de vedere, este un fenomen. Să ai 8 mandate de primar și să faci atâtea lucruri frumoase este de lăudat. Și din motivul ăsta am venit la Berchișești, mai ales că eu sunt din, bunica mea e din satul vecin, din Brăiești. Eu am copilărit la Brăiești și am venit în fiecare vacanță de vară, dar veneam și iarna la Urat. Așadar, am rădăcini aici în această zonă și sunt mândră că am rădăcini bucovinene. Pe 9 și 10 septembrie, Comuna Suceveană a invitat atât tinere talente din comună și din împrejurim, cât și artiști recunoscuți la nivel național. Pe scenă au dansat grupul de copii al școlii din Berchișești, ansamblurile Botneni, Plaiurile Berchișeștiului, Altița, Floricica de la Munte, din Piatra Neamț, urmașii lui Ștefan, din Mahala, Ucraina și ansamblul Ciprian Porumbescu. Marian Gogan este numele meu și fac parte din ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Aș putea zice că este dublă sărbătoare. În primul rând, sărbătorim atestarea documentară a 550 de ani a Comunei Berchișești și al doilea motiv de bucurie, ca de fiecare dată, sărbătoarea Comunei Berchișești. Adunăm cu bine cu mare, ca de fiecare dată, la cea sfânt de sărbătoare să petrecem împreună cu artiștii noștri suceveni. Avem perioade în care este greu, perioade în care este mai lejer, mai ușor. Care e perioada dumneavoastră favorită ca dansatori? Pe timp de vară avem concediu, cum zice colegul, dar pe timp de vară avem mai multe evenimente și este un pic mai greu. În schimb, pe timpul iernii e mai lejer. Un mesaj pentru tinerii care vor să ajungă în asta? Păi încurajăm să vină, că este foarte frumos. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare. Da, avem nevoie chiar. Încurajăm să învețe să danseze și îi așteptăm la noi. Joia venele prezită, unii droaba veselită, la cântar și chemuie, de-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 
Publicul, după cum se vede, e mult, e plin. Ia uitați și dumneavoastră, e cu aplauze, cu multă distracție.
e ca la comună, unde lumea știe să danseze și să păstreze tradiția. O scumpă Românie, te vom iubi mereu! Suntem de mulți ani înfrățiți. Una din primele înfrățiri ale Comunei Mahala care am avut-o cu Berchișeștiu. Sunt foarte bucuroasă, deci după ani, noi am anul acesta, Comuna Mahala a avut 551 de ani de la prima testare documentară. O cunosc destul de bine pe doamna primar Violeta Țăran, ne împăcăm ca totdeauna, ne înțelegem foarte bine, suntem foarte bucuroși că ajungem. Cu părere de rău, ultimii 3 ani de zile la noi, vedeți cum Ucraina, ba e o pandemie, dar acum suntem în războiul acesta nenorocit care nu trebuiește nimănui și credeți-ne, suntem foarte supărați din toate părțile a sufletului și a inimii, pentru că într-adevăr nu ne arde nici de cântece, nici de jocuri. Avem o bucurie pentru că s-a amânat legea învățământului, care de la 1 septembrie trebuia să ne iei 40% din limba și literatura română. Din toate obiectele, adică toate obiectele, 40% să treacă în limba ucraineană și s-a amânat pe un an de zile. Da, într-o oarecare poate și scurt, pentru noi mult, pentru că și-o zi mult. Deci sperăm, poate dă bunul Dumnezeu și ne-or auzine și lacrimile și durerile și simțămintele noastre ca să rămânem cei ce am fost măcar. Nimeni nu vrea nici nenorocirea asta, nici moartea asta a tineretului, pentru că vrem pace și liniște. Vrem pace și liniște ca copilașii ăștia, viitorul nostru, ca să-i vedem râzând, glumind, vorbind în toate limbile. Că noi vorbim, copiii ăștia, mi se pare că se nasc 4-5 limbi odată vorbind. În primul rând, pace. Pentru noi și pentru toată lumea. Să ne putem bucura de pace. Pentru că 500 și ceva de zile suntem numai în război. Trăiască România mare în vechile hotare! Ce să mai spunem? Jos hotarul de la Prut! Suntem mândri că suntem acasă, în Moldova noastră, în Bucovina noastră, unde avem și munții și marea și toate cele de care se poate bucura un neam care merită să fie împreună. Nu sunt prima oară în Berchișești și de fiecare dată văd comuna mai frumoasă, mai tânără, mai înfloritoare, cu toate că are 550 de ani, pare a fi o poveste de vis pentru chiar și comuna noastră. Și avem ce învăța de la doamna primar, pentru că dumneaei și este alături de mine atunci când am nevoie, cu sfat, cu susținere și cu încurajare. Și ne cunoaștem cu mulți berchișeșteni, suntem o comună care am inițiat o înfrățire. Și avem colaborare, deci vizite reciproce deja avem împreună cu autoritățile din Comuna Berchișești. Sperăm să iau o amploare mai mare, dar de data viitoare să venim fără hotarul de la Prut, că am stat tocmai 2 ore și ceva în vama nedreaptă, în hotarul nedrept. Și asta este visul nostru, iar la Berchișești este mica unire, aici este mica unire de fiecare dată, unde tradiția e la ea acasă, unde atât se valorifică și de fiecare dată se aduce aminte și asta este un respiro pentru noi care am mai pierdut din valori, dar ne molipsim de frumosul autohton al nostru frumos care s-a păstrat în mare parte aici la Berchișești. Suntem înfrățiți cu Comuna Berchișești, cu doamna Violeta Țăran. Ne mândrim de acest lucru și ne străim cu orice ocazie să fim prezenți la orice activitate ca să mai micșorăm distanța de la Berchișești până la Soroca și să mai topim gheața care s-a creat de-a lungul secolilor artificial între același popor, între același neam, între aceeași cultură și între aceiași oameni, că venind aici, vedem aceiași oameni, aceleași viețe, ne vedem pe noi, da, cu tradiții mai pronunțate, cu infrastructură mai dezvoltată, dar totuși suntem parte componentă la același popor. Ne simțim foarte bine, mulțumim mult doamnei primar de invitație și mă uit că au trecut 5 ani de la ultima vizită și dacă n-am luat în considerație părul cărunt care ne-a apărut la mine în cap și în barba domnului Zectar, cred că nu s-au schimbat multe lucruri, oamenii au rămas aceiași. Mă bucură faptul că comuna se dezvoltă,
se vede foarte bine după 5 ani că multe lucruri s-au mai făcut. Mă bucură faptul că populația s-a extins în comuna Berchișești. Înseamnă că viața merge în creștere. L-am găsit în creștere, l-am găsit în dezvoltare și cred că e o comună prosperă care are un viitor bun. Eu sunt Pieritiat Codinade, primarul satului Baxani, raionul Soroca, Republica Moldova. Din cât cunosc satul Berchișești, este atestat documentar în 1473, dar eu reprezint un sat mai micuț, dar mai vechi, din 1471, cu 2 ani diferența. Așa că sperăm peste 3 ani, când satul nostru Baxani o să fac 555 de ani, atunci cu stimul și respect o să fie invitată și doamna primar, doamna Violeta. O să ne străduim și noi să facem un eveniment tot așa de frumos, așa cum s-a făcut, cum se face, s-a făcut ieri și cum se face astăzi la Berchișești. La noi merg lucrurile nu atât de rău, merg lucrurile bine, dar oricum mișcarea, ne străduim să facem să implementăm câte mai multe proiecte europene. Numai prin aceste proiecte reușim să dezvoltăm localitățile noastre sau reușesc să dezvolt localitatea care o prezint acum, de 8 ani de zile. Sunt primar la a doilea mandat, deci sunt 8 ani de administrare aceste localități. Avem mai multe proiecte și sociale și de infrastructură, dar vedem la dumneavoastră lucrul acesta de acum s-a reușit aici în România, s-a reușit tot prin implementarea proiectelor, s-a reușit lucruri bune și mărețe și frumoase. Sperăm și la noi în timpul apropiat să accesăm și mai multe proiecte europene cu o dezvoltare mai largă. Alături de primarii din Republica Moldova s-au aflat și autoritățile locale și județene. A fost un regal și artistic și cultural, cu implicarea tuturor celor care au prins drag de Berchișești, pentru că nu este pentru prima dată și sunt convinsă că nu este pentru ultima dată când vin la Berchișești. Chiar am sentimentul că am crescut și politic pe scenă la Berchișești, având în vedere și numărul de mandate ale doamnei primar, alături de care am fost de fiecare dată, indiferent că a fost vorba de un eveniment precum cel de astăzi sau probleme ale comunei care trebuiau rezolvate. Este un moment deosebit, prima atestare documentară acum 550 de ani și doamna primar a reușit ca de fiecare dată să puncteze și acest eveniment și mă bucur că văd atâta lume care a venit să împărtășească și să se bucure de efortul depus de către organizatori. Cred că e o bucurie pentru lume să fie prezent. Avem nevoie în comunitățile noastre și de astfel de evenimente. Nu foarte multe, dar avem nevoie și de astfel de evenimente, toate la timpul lor și astăzi sărbătorim un eveniment important la Berchișești, 550 de ani de atestare documentară a comunei Berchișești. Cu doamna primar Violeta Țăran am o relație poate și mai personală, fiindcă am avut onoarea să fiu naș nepotei doamnei primar. Am o relație specială cu doamna primar, fiindcă a fost unul dintre oamenii care mi-a fost alături încă de pe vremea când eram la tineret, încă de vremea când am început politica și ușor, ușor a avut încredere în mine și am crescut și sper să nu-i dezamăgesc. Mă bucur să fim și noi partea acestei istorii într-un sat important, într-o comună importantă a județului Suceava, o comună mică, dar o comună mică cu realizări mari. De fiecare dată când vin aici, nu mă opresc să nu admir ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în comunitatea din Berchișești. Oameni gospodari, oameni harnici, satul a crescut foarte mult, se văd investiții, o școală extraordinară care se poate compara oricând cu orice școală din municipiul Suceava și credeți-mă că știu ce vorbesc, o sală de sport și o grădiniță la cele mai înalte standarde. Le doresc o toamnă bogată, o viață frumoasă și, bineînțeles, la mulți, mulți ani. Cu drag am venit la vecinii noștri, o sărbătoare frumoasă, 550 de ani, mai rar o localitate să se laude cu așa ceva, mai ales că doamna primar are rezultate foarte bune și comuna Berchișești este o comună cu oameni gospodari și cu drag am venit. E o comună mai mică decât Cornul Lungii. Da, este o comună mai mică, nu-i singura, mai există și capul câmpului peste apa Moldovei. Cele mai bine comune
administrate de două primărițe. De aia ăștia care acum vor să împartă administrativ România, le pot spune că sunt cele mai bune modele de administrare locală. La mulți ani, sănătate și să dea Domnul să facă în continuare lucruri frumoase cum au făcut până acum. Doamne ajută! Manifestările deosebite ce au avut loc la Berchișești au adus un public numeros în această comună. De Botoșani. Marea majoritate. De-a noștri, moldoveni, de-a noștri. Deschiderea a fost frumoasă, deschiderea. Da, la noi nu avem așa ceva în județ. De asta ne-am deplasat până în județ, sunt vecini, ca să vizionăm și noi ce este mai plăcut, interesant. Și să obișnuia să păstrăm datinile în continuare. Corn, dacă e într-un fel, zicem corn, că noi suntem de la un obicei de iarnă, cu cerbă corlată, dacă știți. Moz, doamna Zenovea e o doamnă de tătă mână. Doamnă gospodină, a făcut de toate, a făcut școli, a făcut cămini, a făcut de toate, asfalt. Bine, ce să vorbim, mai rar ca dânsa, ca și de mine. Apropiere, foarte frumos, foarte frumos, evenimentul, organizare. Primărița e ok, super ok, foarte mult ce a făcut. Felicitări din parte ei. Mai rămânem, e cald afară, dar mai rămânem. Nu, de la Păltinoasă. Felicitări, felicitări, dragă Giulia. Foarte mergem frumos. Mergem mai departe și înainte de a dans, începe popular. Următorul moment artistic special de pentru evenimentul da, da. Aș vrea să o invit alături de mine. Să sunt astfel de evenimente. Da, da, iată un ansamblu tot. Păltinaș Codrilor. Și sper să urmez cariera asta mai departe. Dacă de bună Dumnezeu și ajung să fac asta, îmi doresc. Din mai multe localități care au venit din zilele comunei Berchișești, mai păstrează, nu? Așa fie să fie cât de cât. Nu prea mai hai cu cine face așa un mic ansamblu să... Din toate punctele de vedere, și vă spuneam și mai devreme, că dacă ar fi mai multe femei în politică, să fiu sănătoși, care să se implice activ, să ajung cu bine. Așa cum se implică doamna primar. Mulțumesc! E foarte frumos, foarte bine organizat, felicitări la doamna primar. Acum e mai frumos, ca întotdeauna, e lume multă, da, și ansambluri multe. Bine ați venit, da? Fiul comunii Berchișești. Sunt născut aici, primii 4 ani de școală i-am făcut la Berchișești, după care m-am transferat la Iași. Destul de bine, loc de mai bine este totdeauna, dar ok. Da, da. Și ieri a fost o prezentare frumoasă, astăzi este veselie și bucurie. Și viața merge înainte. Suntem mulțumit, chiar eu, deși am locuințe și în Iași, m-am retras la Berchișești, pentru că aici mă simt cel mai bine. Am o vilă frumoasă aici, unii mai renovez, mai aduc îmbunătățiri și mă simt foarte bine acasă. Dincolo de zilele comune și de sărbătoarea din comuna Berchișești, zilele de lucru sunt dedicate dezvoltării comunității. Un moment extraordinar, am trăit cu emoție, m-am bucurat că m-am născut în Berchișești și sunt cetățean acestei comune.